Teoria atașamentului susține că în primii ani de viață, o legătură puternică emoțională și fizică cu un îngrijitor principal este crucială pentru dezvoltarea noastră. Dacă atașamentul este puternic și sigur, atunci ne simțim în siguranță să explorăm lumea. Știm că va exista mereu un spațiu sigur la care să ne reîntoarcem. În schimb, dacă legătura noastră este slabă, simțim un atașament nesigur. Ne este teamă să plecăm sau să explorăm o lume care pare destul de înspăimântătoare. Motivul este că nu știm dacă ne vom întoarce. Despre persoanele care experimentează un atașament sigur, se spune că au încredere mai mare în oameni. Pot stabili legături cu ceilalți și, deci, au succes în viață. Cei cu atașament nesigur tind să nu aibă încredere în ceilalți și nici abilități de socializare și să aibă probleme în relații. Există un tip de atașament sigur și trei tipuri de atașamente nesigure. Anxios ambivalent, anxios evitant și anxios dezorganizat. În fața suferinței, primele trei reacționează organizat, iar ultimul dezorganizat. Pentru a înțelege mai bine teoria, să-i luăm ca exemplu pe domnul și doamna Popescu, care au 4 copii, Luca, Ana, Vlad și Dora. Soții Popescu sunt părinți iubitori, care își îmbrățișează copiii, mențin contact vizual, le vorbesc frumos și sunt mereu alături de ei. Dar într-o zi, domnul Popescu se îmbolnăvește și moare. Pentru doamna Popescu, viața devine foarte dificilă. Petrece toată ziua muncind și încearcă să aibă grijă de copii. O sarcină imposibilă. La vârsta de 6 ani, creierul lui Luca este în mare parte dezvoltat. Caracterul său este puternic și viziunea sa asupra lumii este bine conturată. Noua situație nu-l afectează prea mult. Știe că există întotdeauna mama, refugiul lui constant. Simte un atașament sigur. Mai târziu devine un tânăr încrezător și optimist. Are o imagine de sine pozitivă. Ana, care are 3 ani, are probleme în a face față noii lipse de atenție. Pentru Ana, mama ei acționează acum imprevizibil. Ea este anxioasă în legătură cu relația lor și ca rezultat devine dependentă. Pentru a atrage atenția mamei sale, trebuie să-și acutizeze starea emoțională și să țipe. Când mama ei reacționează în final cu un răspuns previzibil, ea însă își acționează ambivalent și nu își arată sentimentele adevărate. Mai târziu în viață, alții cred că Ana este imprevizibilă sau schimbătoare. Imaginea sa de sine este mai puțin pozitivă. Stilul ei de atașament este anxios ambivalent. Vlad, care are 2 ani, își petrece zilele cu unchiul său, care îl iubește, dar care crede că o bună educație înseamnă să fii strict. Dacă Vlad arată prea multă emoție sau este prea zgomotos, unchiul se enervează și uneori îl pedepsește. Acest lucru îl sperie. El învață că pentru a scăpa de teamă, trebuie să evite să-și arate sentimentele și în alte situații. Ca adult, continuă strategia și îi este greu să lege relații. Imaginea de sine este destul de negativă. Stilul său de atașament este anxios evitant. Dora, care are doar 1 an, este trimisă la creșă. Oamenii de acolo sunt slab pregătiți, supra-solicitați și adesea foarte stresați. Unii dintre ei sunt chiar abuzivi. Din acest motiv, Dora devine anxioasă în legătură cu oamenii de la care caută siguranță. Un conflict care îi dezorganizează complet ideile despre dragoste și securitate. Pe măsură ce trece prin frici fără rezolvare, încearcă să evite toate situațiile sociale. Ca adult, consideră că nu merită iubire. Imaginea de sine este foarte negativă. Stilul ei de atașament este anxios, dezorganizat. Atașamentul se formează în primii ani ai vieții noastre, o perioadă în care suntem prea mici pentru a ne comunica anxietatea și, ca urmare, simțim niveluri ridicate de stres. Atunci glanda noastră suprarenală, un organ aflat deasupra rinichilor, produce hormonii stresului, adrenalina și cortizolul. Ritmul cardiac crește, tensiunea arterială crește și ea. Și începem să manifestăm o stare de alertă. Dacă acest lucru se întâmplă frecvent, se numește stres toxic. Toxic deoarece afectează dezvoltarea creierului unui copil și slăbește sistemul imunitar. În embrioni sau la o vârstă fragedă, stresul toxic poate chiar schimba manifestările genelor, lucru care ne poate afecta sănătatea odată cu trecerea anilor. Prin simularea unei situații ciudate, putem evalua stilul de atașament al unui copil încă de la 1 an. Pentru aceasta, lăsăm copilul să se joace cu mama sa câteva minute într-o cameră. Apoi copilul este lăsat singur.
Momentul cheie este reacția lui când mama se întoarce. De obicei, copiii cu atașament sigur își îmbrățișează mai întâi mama, apoi se calmează și se întorc la joacă. Copiii cu atașament nesigur pot fi ambivalenți și evitanți. Unii nu se pot opri din plâns sau refuză să se mai joace. Efectele de durată ale atașamentului din primii ani sunt documentate. Utilizând teoria, cercetătorii de la Universitatea din Minnesota au reușit să descopere cu o precizie de 77% încă de la vârsta de 3 ani dacă un copil va abandona liceul. Într-un alt studiu, studenții de la Harvard au fost rugați să evalueze cât de apropiați se simțeau de părinți. După 35 de ani, li s-a cerut să-și evalueze starea de sănătate. 91% dintre cei care au spus că au avut o relație relativ distantă cu mama lor au fost diagnosticați cu probleme de sănătate, inclusiv boli arteriale coronariene, hipertensiune arterială și alcoolism. La cei care au raportat o relație bună, procentul a fost de doar 45%. Dar există și un alt motiv pentru care primii ani merită o atenție specială. Aceștia reprezintă punctul de plecare pentru comportamentele ulterioare. Un copil cu atașament sigur, la 2 ani își poate face prieteni la grădiniță. Viziunea lui asupra lumii este întărită cu fiecare interacțiune și dezvoltă optimism. Ca urmare, are relații bune la școală, apoi la facultate și la locul de muncă. Copiii cu atașament nesigur puternic pot pierde aceste oportunități. Psihologul John Bowlby, un pionier al teoriei atașamentului, a spus: ceea ce nu poate fi comunicat mamei, nu poate fi comunicat sinelui. Așadar, cei care manifestă un atașament nesigur s-ar putea să nu se înțeleagă pe deplin. Pentru a cunoaște cine sunt și ce simt, s-ar putea să fie nevoie să se întoarcă în timp. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te. Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.